parohul bisericii Sfântul Proroc Daniel din sectorul Cecana, pe data de 20 sâmbătă, dimineața la ora 7, când am venit la biserică, când a săvârșit Sfânta Liturghie, când am deschis portița, am văzut ușa deschisă la biserică. Și atunci m-am întristat și de data am alergat la comisariat pentru a zic că ai anunțat că ea că cineva a intrat în Sfânta Biserică. Și am venit cu lucrătorii poliției la biserică și am intrat înăuntru, la zic că aici să vând lumânări, era sătarul scos, tete aici am întors astea, când ne-am uitat astea portăcica din partea stângă, spartă și deschisă portăcica. Și am intrat poliția în altar, ne-am uitat acolo, tot deschis, set locul, umblat, la zic, în toate corocele care mai erau acolo și lucruri de sfinte și așa mai departe. Și banii care mai erau acolo pentru schimb, care îi țineam eu pentru schimb în biserică, la zic, au fost luați. Și după aceea am ieșit, s-au controlat, s-au fotografiat. Și când afară am găsit crucea, o cruce care mi-a luat care la piept, care o purteam noi la piept. Era pe bază ferestrei, probabil în timp și ala când el a dat să-i scara, să pui, să iasă, să sară gardul, vreau zic că crucea a rămas acolo pe estea.